O ambulanță care transporta un pacient cu COVID a dat peste o femeie pe trecerea de pietoni. S-a întâmplat la Topoloveni, localitate prin care ambulanța trecea în drum către spitalul de la Leordeni, care este suport COVID. Nu se știe dacă ambulanța avea semnalele acustice și luminoase în funcțiune, asta rămânând să stabilească polițiștii în urma anchetei. Cert este că femeia de 47 de ani traversa pe trecerea de pietoni, iar șoferul ambulanței de 51 de ani nu a văzut-o. Victima a fost aruncată la câțiva metri pe Caldarâm, a fost preluată de alt echipaj medical și dusă la spital cu răni la cap, la mâini și la picioare. Șoferul ambulanței a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0. Acestuia i s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.